Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Cei cu Jean Thomas. Da, eu sunt și știu ce crezi. E, de fapt nu știu, dar lasă-mă să-ți explic. Sunt în mijlocul unei cacealmale pe care vreau să o fac ca să ies dintr-o situație neplăcută cauzată de o altă cacealma pe care eu am făcut-o ca altei cacealmale. Oh, stai puțin, am uitat unde a rămas. Stai că o iau de la capăt. Totul a început când gluma de la școală s-a terminat foarte prost. I-am pus capăt înnebunindu-i pe toți, fiind suspendat într-o săptămână și am fost pedepsit și de părinți. Și acum au fost la Wacky World Amusement Park în mallul Edmonton și pe mine m-au lăsat acasă. Andy, mama ta și cu mine am vrea să știi că treaba asta ne doare mai mult pe noi decât pe tine. Dar câteodată trebuie să fii mai dur pentru a vă ajuta. Pedeapsa trebuie să fie pe măsura greșelii. Încă o maximă și mă împușc. Bine, tata, am înțeles. Numai că de-abia așteptam să-l cunosc pe Elanul Dick în carne și oase. Păi, ar trebui să te gândești la asta înainte să faci glumița. Cel puțin puteți să-mi aduceți autograful lui? Desigur, fiule. O să ne fie dor. Iuhu! Tu o să stai închis în camera ta, să nu te prind în calea mea și să uiți toate glumele și petrecerile. Nu cred că petrecerile sunt o opțiune, având în vedere că toți cei din școală mă urăsc de moarte în momentul ăsta. Taci și ascultă-mă! Cel mai important este să nu faci nimic care să-mi strice întâlnirea mea cu Craig. Ai înțeles? Ce te face să crezi că o să-mi pierd timpul cu patetica ta, viața amoroasă? Și am întâlnire cu Lori. Mă rog, am anulat-o pentru că e supărată din cauza glumei. Asta a fost bună. Ce e așa de amuzant? Fugi de aici! Tu și Lori la întâlnire? Mai să fie! Nici o fată cu respect de sine nu ar vrea să iasă cu un tont ca tine. Trebuie să-ți spun că Lori consideră că sunt tare. Tare? I-ai spus că de fapt inima ta îi aparține lui Dicky Elanul? L-au căutat aici, l-au căutat acolo, l-au căutat peste tot. Interesantă frază. Și ce anume vrei exact? Credeam că o să te bucur să mă vezi, având în vedere că toată școala nu vorbește cu tine din cauza glumei. Nu mulțumesc! Tu ești cel care mi-a amestecat lista de materiale. Într-una din zilele astea o să vă spun care a fost glumița aceea. Cel mai rău e că Lori a anulat întâlnirea noastră. Tu aveai întâlnire cu Lori? Da! Se întâlnire adevărată? Și ce e așa de amuzant? Păi, adică tu și cu Lori? Am înțeles unde bați tu. Am o problemă cu imaginea voastră împreună. Doar dacă ea te culege din mâna poliției. Așa, deci, da? Tu nu crezi că Lori o să aibă o întâlnire, da, cu mine? Având în vedere că te urește, nu. O să vă arăt eu, ție și surorii alea ale mele. Înainte de sfârșitul săptămânii o să am o întâlnire cu Lori sau numele meu nu este Andy Larkin. Vreau să-mi aduci un pardesiu și o perucă lungă și brunetă. Ia să vedem... Montreal, Quebec, e timpul să facem o mică cercetare. Lasă-mă să ghicesc, Celine Dion? Pe aproape, dar nu. Eu sunt fratele meu Jamon, pe care l-am pierdut din Montreal. Mă înțelegi, nu-i așa? Așa, scuze, am crezut că ai spus ceva de un Jamon pierdut din Montreal. Mi-a venit ideea după ce am văzut Scarlet Pimpern. E vorba de un tip care a luptat pentru Franța, dar poza în postura unui bâlbâi de birocrat englez.
Iar tu o să pozezi într-un tip din Montreal care se bâlbâie în franceză. Nu, o să pozez într-un tip super din Montreal care vorbește franceza. Lori o să mă implore să ieșim împreună. Și cum o să faci asta? Cum poate să reziste? O să fiu ca fructul interzis. Poate ca o prăjitură cu fructe. Te-ai gândit cumva că tu de-abia alegi două vorbe în franceză? Nu, dar nici Lori. Pot să mă descurc foarte ușor. Și dacă Lori vine să-l caute pe Andy în timp ce tu faci pe fratele lui? L-au căutat aici pe Andy Larkin, l-au căutat acolo pe Larkin. Este maestrul farselor de pretutindeni. Ce zici? Andy? Tu ești? Cum? Ce înseamnă toate astea? Ți-ai lăsat plete? Mademoiselle, je... cum se spune asta? Nu știu despre ce vorbești. Bonjour! Sau lăsăm să mă urmărească un pic. Știu că mă adresez cuiva care are capul în nori, dar poate mă lămurești ce-i cu Andy. Ce vrei să spui? De dimineață era îmbrăcat ca Celine Dion și vorbea cu un accent străin. Iar face una dintre glumele lui proaste? În dimineața asta? Nu putea să fie Andy, părinții lui l-au pedepsit. Gogoș! Ok, iată că vine. Partea a doua a operațiunii Fleur de Lis. Gata, ce înseamnă toate astea? Din nou enervanta englezoaică. Cred că comprendre care este la problemă. Tu e... mă confunzi, ca să zic, avec Andy. Je suis Jean Thomas, fratele lui din Montreal. Oh, las-o baltă. E adevărat. De curând ne-am regăsit după ce am fost separați la... cum se spune asta? Naștere? Cam așa se spune, nu? La voi. John Thomas, ei? Nu, Jean cu jean, da mai moale. Ei bine, dragă Jean Thomas cu jean moale, dacă ești cumva din Montreal, cum spui, dacă exersezi suficient de mult, într-o zi vei putea câștiga Cupa Stanley? În franceză. Tes oreilles sont si gros que tu te ressembles à la Coupe Stanley. Păi bine... oricine poate învăța franceză, mai ales când vrea să facă o glumă stupidă. Maturizează-te, Andy. O să fie cu mult mai greu decât am crezut. Ce e cu pozatul ăsta? Poți să spui Photoshop? Bine, Photoshop. Andy, băiețelul nostru, nu a putut veni, dar este un mare fan al tău. Poți să-i dai un autograf? Nu, desigur. Vino aici, lumețule, unde pleci? Stai pe loc. Bună, sunt foarte bucuros că te văd. Stăteam aici gândindu-mă la cât de mult mi-ai lipsit. Minciuna e cuvântul cheie. Mă simt groasnic dacă nu te pot vedea în fiecare zi. Mă gândesc într-una la ochii tăi luminoși, la părul tău strălucitor. Hei, în momente disperate se iau măsuri disperate. Uite ce, Andy, m-am săturat de toată prosteala asta. De ce nu o lași... Ce s-a întâmplat? Asta mă fac, adică, să mă gândesc la tot de lucrurile pe care le-am pierdut fără fratele meu. Wow! Încă mă uimește cât este de ușor să prelucrezi cu tehnologia din zilele noastre. Poți să-i faci pe oameni să creadă orice. Și unii oameni ar trebui să știe că dacă prietenei mele îi se face vreun rău, o să aibă de-a face cu mine. Lori, sunt aici dacă ai nevoie. Foarte frumos, Andy. Aproape că era să te cred. Au început să mă plictisești avec îndoielile tale. Poate, cum se spune, o să crezi din la bouche de fratele tău, Andy. Cum o să va, bine? Eu sunt Andy. Bine, mersi, uite, je suis ici, avec cette Lori, da, iritanta aia.
Ah, ui, desigur. Alo? Ah, bună, mă bucur că tu ești. Stăteam și mă gândeam la cât de dur mi-e de tine. Andy? Mă simt groaznic dacă nu te pot vedea în fiecare zi. Mă gândesc într-una la ochii tăi luminoși, la părul tău strălucitor. Întreabă-l ce mi-a spus despre gluma. Ce i-ai spus fratelui tău despre... adică, despre gluma? Vrei să spui că te referi la faptul că am terminat cu glumele? Dar e adevărat, Lori, am jurat că nu voi mai face niciodată farse. Vreau să-mi cer scuze pentru toate problemele pe care ți le-am creat din cauza glumitei. Înțelegi tu. Și înțeleg de ce ai anulat întâlnirea noastră. Ei, poate că am fost prea dură cu tine, mai știi? Știu că nu am dreptul să-ți cer ceva acum, dar având în vedere că sunt pedepsit și că nu pot părăsi casa, i-ai putea tu arăta lui Jean-Thomas Eastgickle și împrejurimile pentru mine? Păi, nu eu ar trebui... Ei, știi, ar fi foarte mult pentru mine, el fiind fratele meu, abia regăsit. Păi, o să-l întreb. Tântălăule, ți-am spus să stai în camera ta! Am rămas cu tântălăul de frate meu pe când mama și tata se distrează de minune! Așteaptă o clipă! Nu știu ce să spun. Scuzele tale sunt acceptate, ma chérie. Yeah! Cred că a avut biologie astăzi după amiază. Ce ziceai că vrea, ma frère? Vrea să-ți arăt Eastgickle și împrejurimile. Hai, se foarte frumos, dar nu trebuie să, cum se spune asta, să faci asta? Adică dacă nu vrei. Nu, aș fi foarte încântată. Mai ales după modul în care te-am tratat. Dar nu sunt multe de văzut în orășelul nostru. Ai auzit de legătura franceză? Poftim? Le film rulează la le cinema Eastgickle, nu? Da, sigur. Ce figură sunt... Să spunem, demain, a la 7? Da, mâine. Ne vedem mâine, atunci. E ca și cum, asta, cum se spune, ai luat jucăria unui copil. Formol! Știu că asta arată ca un vis împlinit, dar e ultimul lucru de care am nevoie. Misiunea mea e completă, farsa e întreistă, e timpul să merg mai departe. Știi, nu mă pot abține să nu mă gândesc la ma chère frère Andy. E un băiat atât de drăguț și te place așa mult. Și eu îl plac, dar e puțin cam copil pentru mine. Eu una prefer băieții maturi. Oh, nu, gândește-te repede, maestre, repede. N-aș vrea să-ți spun asta atât de repede, dar în curând voi pleca. Da, și eu. E din cauza băuturilor uriașe. Nu, vreau să spun că mă-ntorc la mine în Montreal. Serios? Da, îmi pare rău, ma chérie. Familia mea are nevoie de mine să-i ajut la depanare. Îmi vei lipsi. Dar putem să ținem legătura. Îți dau telefonul meu și adresa de mail. Și părinții mei vorbeau de o excursie la Montreal. Atunci ne vom putea întâlni. O să fie minunat. O să-mi arăți orașul. N-am cunoscut niciodată latura asta lui Lori. Nu e atât de inocentă pe cât credeam. Oricum, mi-a venit o idee. E timpul să vadă latura cea mai întunecată a lui Jean-Thomas. O să fugă mai repede decât un iepure alergat de lup. Simt că trebuie să-ți spun că nu sunt ceea ce par a fi. Știam eu! Ești chiar tu, Andy Larkin! Nu, sunt chiar eu, Jean-Thomas! Ceea ce am vrut să spun e că tu nu mă cunoști! Ce vrei să spui? Oh, chérie, ești atât de drăguță, să știi! Trebuie să-ți spun adevărul despre mine. Când avea 6 ani, am luat un tour Montreal canadien de la un magazin sportiv, fără să plătesc. Serios? Apoi, când aveam 8 ani, am fost la Old Port și am scris cuvinte urâte pe o trăsură. Tu glumești. Nu, și când aveam 11 ani, am urcat în vârful unui munte și am arătat fundul unui turist australian.
O să înțeleg dacă o să vrei să nu mă mai vezi niciodată. Nu fi prostuț, ești un băiețel așa de neastâmpărat. Vai, nu vine să cred! Nu știu ce s-a întâmplat. Eu îi spuneam lui Lori că am fost de vină pentru acoperișul stadionului olimpic și a stabilea întâlnirea cu mine de mâine seara de la Pizza and Burger. Părinții mei o să se întoarcă până atunci. Trebuie să găsesc o cale să scap. Stai puțin. Tu ai stat în întunericul unui cinematograf împreună cu fata visurilor tale. Ați mers acasă ținându-vă de mână. Ea crede că tu ești un super tip și mai ai o întâlnire cu ea mâine seară, nu-i așa? Mă înțelegi de ce nu-ți deplâng situația? Sarcasticul meu, prieten. Problema e că ea e topită după Jean Thomas, nu după Andy Larkin. Hei, ce cauți afară din camera ta? Distrez musafirii. De când e considerată pustula asta cu patru ochi musafir? O să fiu ofensat imediat ce o să aflu ce înseamnă cuvântul ăsta pustulă. Pot să mă consider prea grijuliu, dar surioara, te-a supărat ceva cumva? Dacă vrei să știi, am aflat că Craig are o altă prietenă și a bătut joc de mine. E ca orice bărbat: egoist, ignorant, mitocan, porc și tont. Nu mai vreau să-l văd niciodată. O lași să vorbească în felul ăsta despre noi? Bineînțeles. Bine. Nu, vreau să spun, desigur. În felul ăsta îi pot despărți pe Lori și Jean Thomas. Nici o fată nu poate suporta asta. Tot ce trebuie să fac este să apar mâine cu o altă tipă la braț. O să-l lase pe franțuz în doi timp și trei mișcări. Nu e o idee rea. Un singur lucru nu merge. Ce anume? Toată lumea, adică ambele genuri, încă te urăsc pentru... glumă. Cum crezi tu că o să găsești pe cineva să meargă cu tine într-un timp atât de scurt? Te înleci când mănânci în felul ăsta. Nu am ce face. Când sunt nervos, mi-e foame. Ia, Lori, nu mai mânca. Nu vreau să creadă că Jean Thomas se întâlnește cu porcii. Lori? Dar ce faci aici? Cum adică ce caut aici? Aveam întâlnire. Mon Dieu, era în seara asta? Jean Thomas, cine e asta? E, asta adică... Ah, nu pot să te mint. Asta este cealaltă femeie. Cealaltă femeie? Ți-am spus că sunt, cum se spune asta, bădăran? Dar cum ai putut? Ce pot să spun? Mă topesc după ea. Păi, dă-mi voie să te răcoresc. Cred că a ieșit bine. Ebe, mă rog, m-am mutat puțin, dar să recunoaștem că Jean Thomas chiar a meritat-o. Lori e puțin supărată acum, dar Andy o așteaptă ca să o consoleze. Așa e. Asta ca să nu mai pară că gluma a avut un super succes. Nota, maître, vă rog. Hei, merci. Amuzant. Haide să ieșim prin spate. Nu vreau ca Lori să se întâlnească cu Jean Thomas din nou. Lori, ce s-a întâmplat? Ai avut dreptate. Jean Thomas nu e diferit de ceilalți băieți. Stă chiar acum la masa din Beans Burger cu altă fată. Nu mai vreau să-l văd niciodată în viață. O să-l învățe o minte că a supărat-o pe prietena mea. Hei, aici Hazel Strinor. Îl caut pe Jean. A, bună! Mă bucur că ești tu. Stăteam și mă gândeam cât de mult îl lipsești. Andy? Mă simt groaznic dacă nu te poți vedea în fiecare zi. Mă gândesc într-una la ochii tăi luminoși, la părul tău strălucitor. Văd că perioada de bocet după Craig a trecut. Uite aici ceva care o să te facă să te întorci în interiorul tău oribil și mizerabil. Cine e tipul cu coadă de ponei? Eu am fost la o întâlnire cu Lori. Nu mă grăbesc, o să fiu prin preajmă când o să-ți cer scuze pentru că te-ai îndoit. Tu, da, iar eu sunt Martha Harry. Eu sunt! Las-o baltă, frate. Nu ai cum să mă faci să cred că tipul ăla ești tu. Și ce am spus ieri rămâne în picioare. Nici unei fete care se respectă nu i-ar conveni să fie văzută cu un fraier ca tine.
Vă vine să credeți? Se pare că rolul meu de franțuz a fost perfect. Asta e, nu poți să le obții pe toate, deși... Glumița nu a ieșit așa cum aș fi vrut. Ceea ce îmi reamintește că voiam să spun de fapt despre ce a fost vorba. Totul a început cu vizita la școală. Dă-te-mi, dă-te-mi jos, că mă... Cred că am avut dreptate. Andy, liniștește-te! Mama și tata o să ajungă acasă imediat. 4 zile m-am ascuns și am fugit de un maniac criminal îmbrăcat în elan. Așteaptă numai să pun mâna pe fiul tău.